Salariile mici și prețurile tot mai mari la energie și alimente a determinat organizația sindicală CNSRL Frăția să ia atitudine și să organizeze astăzi proteste în toate cele 8 regiuni ale țării. Județul nostru a trimis o delegație de 70 de membri, în special aparținând sindicatului Sanitas Maramureș în Cluj-Napoca, pentru a cere dezghețarea salariilor și stoparea creșterii tarifelor la utilități. Este nemulțumire generală a tuturor lucrătorilor din România legat de criza costului vieții, criza prețurilor umflate la utilități, care au scăzut dramatic nivelul de trai al lucrătorilor. Suntem în jur de 50 de la Sanitas și până la 70 alte categorii, în principiu învățământul. Sindicaliștii speră ca aceste proteste să fie mai vizibile și să determine guvernanții să ia măsuri imediate. În caz contrar, aceștia pregătesc un calendar cu noi ieșiri în stradă și se vor alătura inclusiv manifestărilor care vor fi organizate la nivel european. Dacă nu se vor rezolva măsurile de creștere salariale, de creșterea pensiilor, de redresare în favoarea lucrătorilor, a angajaților această criză, atunci vom continua cu acțiunile de protest, probabil atât la nivel național, prin unirea forțelor tuturor celor patru confederații, dar și la nivel european. CNSRL Frăția cere măsuri pentru protejarea veniturilor și a lucrătorilor, dar solicită și modificarea legii dialogului social, astfel încât sindicatele să participe de drept la orice negociere privind conceperea și punerea în aplicare a măsurilor anticriză. După acțiunile la nivel regional și național, principalele organizații sindicale au în vedere un amplu protest care este programat în data de 9 decembrie în Bruxelles.